Bună seara, stimați telespectatori, eu sunt Sergiu Părgaru, astăzi în emisiunea Sinteza. Avem un subiect foarte interesant în discuție și vreau să vă prezint invitații de astăzi. Directorul Institutului pentru Dezvoltare Regională și Administrativă Durabilă, domnul Ghinadi Vokolovski, bună seara. Bună seara și bine. Și doctorul Norbert Nohaus, expertul german economist, viceprimar a orașului Tir. Fost, da. Vreau să încep azi cu subiectul care este scopul vizitei dumneavoastră și povestiți despre ceea ce vă face să veniți mai des în Republica Moldova. Da, mai, vin mai des în Republica Moldova. Am o experiență bogată în domeniul de politică comunală, dar și în domeniul economic. Am lucrat și în economie, și în întreprindere, și în administrație publică. Și scopul meu este să da know-how meu la dispoziție pentru primari aici, pentru politician, pentru toate care doresc să folosește acest know-how. Deoarece principiul meu este fiecare om poate face eroare, dar nu trebuie să repete eroare, au fost deja făcut la noi. Acesta este perspectiva. Și vin de o regiune care este destul de comparabil cu Moldova, mai precis cu Moldova acum 30-40 de ani. Este o regiune care este viticolă, foarte multă agricultură, este la regiune de Trier, este pe lângă Luxemburg și acolo avem făcut un dezvoltare economic, pasajul de l'agricultura la industrie și la service. Am făcut destul de bine. Când am fost viceprimar, am intrat în funcție de viceprimar în Trier, a fost în 89, am avut aproximativ 14-15% de șomaj și acum, în plină criză internațională, am numai 4%. Adică am reușit să fac un dezvoltare armonic, pentru acesta avem nevoie de timp, mai mult că 20 de ani, dar mă gândesc că această experiență pot fi și folositor pentru dumneavoastră aici, în Republica Moldova, care este un stat. Unde agricultura este preponderant, dar trebuie să fie dezvoltat în direcția industrie și servicii. Da. Cum, domnul Vokolovski, o să faceți la moment expertiza sau analiza situației administrației publice locale. Cum o vedeți? Sau dacă o găsiți destul de eficientă, dotată cu specialiști, eficientă în acțiune și ce rezultate au? Bine, problemele administrației publice locale sunt multiple. Eu aș porni de la ceea că toată construcția statului Republica Moldova are nevoie de reparație, are nevoie de multe ajustări. În Republica Moldova încă nu este definitivată construcția de stat și din această cauză are de suferit și administrația publică locală. Cât privește problemele specifice ale administrației publice locale, trebuie să spunem că antireforma care a fost făcută în 2002 continuă să fie o realitate și în ziua de astăzi. Iată chiar ultima perioadă când toți considerăm că avem o guvernare mai pro-europeană și mai democratică, nu s-a umblat deloc la administrația publică locală. Totul a rămas așa cum a fost stabilit în anul 2002, cu părere de rău. Noi nu avem în Republica Moldova politici și strategii sănătoase pentru dezvoltarea regională și locală. Iată, asta este una dintre probleme. Bineînțeles că lipsește experiența administrativă, lipsește capacitatea instituțională în administrația publică locală. În mare parte această situație este determinată de lipsurile financiare,
Dar noi de multe ori uităm... Pe cetățenilor la țară, știm... Păi că vedeți că foarte mulți moldoveni capabili au plecat peste hotare, căutându-și o sursă ca să-și hrănească familia. Și atât, în felul acesta, Republica Moldova a pierdut foarte mulți oameni de mare valoare. Pe de altă parte, trebuie să spunem că nu doar lipsa de finanțe, aceasta este de fiecare dată cel puțin pe locul 2. Ceea ce contează, în primul rând, este felul cum noi știm să administrăm ceea ce avem la moment. Pentru că din ceea ce avem acum, putem organiza în așa fel toată orânduirea noastră de stat, încât să obținem un generator de resurse în bugetele locale. Cum Germania, cum dumneavoastră apreciați situația la moment la noi în țară? Primul punct este... Să vorbim despre administrarea publică locală. Primul punct este, avem nevoie adevărat o autonomie a administrației locale. Este în 2002, reforma de 2002 a fost o reformă, o reintrare în vechi sistem. Antireformă. În antireformă, în vechi sistem sovietic, cum a fost, cu reioane și cu această idee de verticală de putere. Aceste în 2005, a fost unul de aceste 10 puncte din condiții de PPCD a votat pentru domnul Voronin, a fost scris că trebuie să fie reestabilit autonomia locală. Ok, acesta a fost făcut pe hârtie. Realitate este și realitate financiară. Adică a dat autonomie, dar nu a dat bani. E fără bani. Dacă am toată putere, dar nu am bani, nu pot face nimic. Este primul punct. Doilea punct, cum a spus deja domnul Vakulovski, entitate comunale sunt prea mici aici. Nu au... Puterea financiară sau puterea de concentrare a resurselor sunt prea mici. Trebuie... Au o bază fiscală foarte redusă. Baza fiscală este redusă, dar și la noi am făcut diferite valori de reformă. Și în regiunea noastră. Am avut și foarte multe sate mici și am agrupat sate mici pentru a avea o administrație locală care funcționează, fără atinge la independența de fiecare sat. Deci, în fiecare sat am lăsat un primar, dar un primar a titlu onorific, nu a fost plătit, și consiliu, dar toate lucrurile administrative am făcut la nivel comparabil aici ca raion. Deci pentru organizare apa, canalizare, salubrizare, aveți nevoie o entitate care este destul de mare pentru a organiza aceste lucruri din mod eficient. Așa, să înțeleg eu din cele care dumneavoastră a spus că mai bine este concentrarea eforturilor pentru 3, 4, 5 comune să fie un serviciu care ar presta sau ar executa cel puțin un proiect de irigare, un proiect de alimentare cu apă sau salubrizare, care ar face, ar realiza aceste trei proiecte în toate aceste trei sate sau comune. Adică, în sens că angajând o organizație care să îndeplinească aceste lucruri, se angaja să facă trei lucruri sau trei proiecte sau trei lucrări la un volum mai mare în trei regiuni. Da, tema este pentru fiecare activitate există o marimă optimală pentru a rezolva aceste probleme. E de aceea trebuie să facem după principiul de subsidiaritate, bineînțeles, ce pot fi făcut în sat trebuie să fie făcut în sat, ce nu pot fi de mod eficient în sat trebuie să fie făcut la nivel de raion sau de regrupare de diferite sate. Acesta este un princip important, dar tema toată care este politica socială, politica culturală, acestea trebuie să fie legate cu sat, trebuie să fie făcut în sat. Și este foarte important dacă aveți autonomie, că există o competiție dintre diferite sate.
dintre diferite orașele. Acolo se vede dacă este un primar eficient, se vede că după 10 ani se ridice nivelul de trai în acest sat, în alte sat unde primarul nu a făcut nimic, bo, se vede că nu a avut creativitate. E acest spirit de competiție face că toate trebuie să facă un efort, va fi folositor pentru toată țara. Realitatea din Republica Moldova cum este? În sensul, cum se deplinesc diferite proiecte, se iau numai pe o singură comună, se ia pe un grup de comune realizarea. Da. Știu că sunt proiecte care încearcă să concentreze și să unească eforturile financiare a oamenilor. Vorbesc de proiectul FISMOS, da? Care aduce apă în casă, face drumurile, salubrizare și mai departe. În acest context, ce avem noi? Unde este efectul? Unde este scăparea? Fiindcă sistemul european, vorbim de exemplul Germaniei, a dat dovadă că este unul efectiv și a adus rezultate. Noi, aflând în situația de astăzi, ce trebuie să facem? Unde trebuie să schimbăm mecanismul? Din cele spuse că numai identitatea, autonomie fiscală și autonomie de management a resurselor care se află în regiune, astea poate să schimbe sau inclusiv și alte politici? În primul rând, fiindcă ați pomenit proiectele, da, sau donațiile care vin din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru soluționarea problemelor curente, cele mai multe proiecte care sunt implementate în Republica Moldova vizează localități concrete. Noi, practic, n-am avut până acum proiecte regionale de mare rezonanță, care să fie implementate și toată lumea să simtă că uite ce înseamnă o strategie regională implementată, pentru că nu avem viziune regională, aceasta încă trebuie să fie dezvoltată. Cât un lucru foarte important, eu cred că este ca cei din administrația publică locală, primarii, să înțeleagă că pentru dezvoltarea economiei este foarte importantă atragerea investițiilor private în economia regiunilor. Dacă o să ne limităm la banii pe care ne donează Uniunea Europeană și la ceea ce ne dă statul din bugetul central, nu o să facem nimic. Este foarte important să provocăm investițiile private în economia regională și locală. Cum se face acest lucru? Prin dezvoltarea infrastructurii, în primul rând. La noi, în Republica Moldova, infrastructura este pur și simplu catastrofală. Un agent economic, făcând o investiție, de exemplu, într-o întreprindere producătoare, trebuie, pe de o parte, să-și rezolve problemele sale ca investitor, pe de altă parte, investitorul este nevoit să facă ceea ce ar trebui să facă statul. Adică construiește rețele, adaptează infrastructura și tot așa. Pentru că statul, Republica Moldova, nu intervine pentru a ajusta. Da, nu are nicio contribuție în acest sens. Nu face nimic. Iată, asta trebuie să facă statul. Și ar fi bine ca politicienii de astăzi mai puțin să discute cui și ce fotoliu îi revine. Dar să discute acolo când se întrunesc, în 3, în 4, în 2, dar ce o să facem noi timp de 4 ani, ca după un mandat de parlament, după o legislatură să întreagă, statul, oamenii să spună, oameni buni, în sfârșit am văzut și noi o guvernare eficientă. Guvernarea eficientă nu se bazează pe distribuția de funcții, ci pe implementarea unor politici, strategii foarte bine gândite. Cum Republica noastră a realizat până acum, ați vorbit, cum face Germania? Da, doresc să fie un pic cu un exemplu concret. Deci, spectatorii eventual nu înțeleagă toate acestea care este foarte spus de mod foarte teoretic. Dacă vin un investitor, de exemplu, la Ștefan Bura, și am avut discuții cu niște primari acolo și zic, investitor vin din cer și trebuie să facă ceva în Ștefan Bura. Ce puteți oferi? Vom descurca. Până domnul vostru v-ați descurcat, acest investitor e deja a plecat în Cehia sau în Slovacia sau în Germania. A revenit, a întors în Germania și este prea complicat. Am văzut, de exemplu, a fost un întreprinzător de aici care a vrut să facă o mică fabrică cu 200 de persoane și
unic loc care a fost oferit a fost un loc fără infrastructură, fără nimic, și în acest moment unde a prezentat interesul său, prețul a ridicat a 60 de dolari pe metru pătrat. Trebuie să spun că la noi este complet diferit. Noi, de exemplu, în Trier, am dezvoltat un mare areal, care a fost un fost aeroport, care nu este aeroport militar, și acolo am făcut toată infrastructura, străzile, acolo este făcut canalizarea, apa, infrastructura telecomunicații, curent, tot ce avem nevoie, și am stabilit un preț jos. Deci, interesul nostru este a atrage investitori. Dar nu a face condiții, dar nu primi. Da. A face un preț mai jos că 66 de dolari. La noi se vinde pentru 20 de euro metru pătrat, dar cu toată infrastructura, și parțial am dat și un teren a un întreprindere cu 5 euro, deoarece acest întreprindere a făcut un proiect foarte interesant pentru noi, să aibă mai mult de locuri de muncă pentru femei, de exemplu. Da? Și în acest moment, acolo suntem mult mai flexibili. Nu este pentru fac bani asupra imobil. Nu. Important este să atragem investitori, avem activitate economică și cu activitate economică avem locuri de muncă și oamenii pot sta acasă. Să muncească și efectul este foarte important, deoarece dacă oamenii pot sta, de exemplu, la Coteala, în acest sat, acasă, deoarece este un loc de muncă în apropiere, în acest moment toate investiții în casă că au făcut este rămas valabil și în viitor. Dacă nu este un loc de muncă, sunt nevoiți să pleci și toate casele care sunt construite pierdă de valoare. Și pe valoare. Eu vreau să vorbesc de un exemplu care am fost martor fiind pe specificul muncii. La Șoldănești este o fabrică de lapte, marfă, așa se numea înainte. O fermă, să zic. A venit un investitor din Ungaria, a văzut în pereții goi, dar cu o investiție de câteva milioane, era capabil ca de a porni acest proiect cu reutilarea sub proiect biologic închis. Asta ar însemna că în urma fermentării, acumulării, toate deșeuri care le produce ferma, se producă căldură, gaz biologic, energie electrică, apă caldă și mai departe. Dar, iarăși, prețul i-a pus pe gânduri în ce măsură să-și aleagă țara de investiție, Republica Moldova. Iată, asta este încă o confirmare la ceea ce a spus dumneavoastră. Am făcut-o, stimați telespectatori, că o cunosc. Dar în sensul că viziunea conducătorilor administrațiilor publice locale, unde au mai rămas așa locuri, unde ar trebui să se investească și să se organizeze principiile de administrare locală, trebuie reformate, schimbate. Da, reformate, ok, dar în primul rând este o temă de creativitate. Când am intrat în funcție în Trier, ca viceprimar, am avut niște proiecte și m-am gândit, trebuie să merg la capitala landului, la Mainz, și cer bani din minister. Nu? Și acolo a fost un vechi funcționar foarte experimentat, a spus, da, săracie este săracie în gândire. Și am spus, ok, am înțeles, am întors și am făcut cu creativitatea mea și cu forțele proprie. Dar pentru acestea trebuie să aibă o viziune ce va fi, de exemplu, Ștefan Vora în 2025. Sau ce va fi Chișinău în 2025. Dacă trebuie să formula aceste viziuni și acum vede care sunt pasului că trebuie să fie făcut până ajunge aceste viziune. Dar fără viziune nu am un scop.
De aceea, de exemplu, în Șlefenvoda, noi am avut aceste discuții și am convins pe președintele raionului că aveți nevoie un master plan pentru zonele industriale. Nu pot fi că fiecare sat are, cum a fost în timp sovietic, are fabrica sa. Nu este o temă de o fabrică. Este tema să dezvolte mici întreprindere și pentru acestea trebuie să vedem care sunt posibilitățile strategic bine amplasat, unde infrastructura pot fi făcut repede, deoarece există deja niște baze, și unde oamenii pot ajunge din mod ușor. Noi avem detectat patru zone, localitate, unde pot fi pornit cu foarte puțin de bani. E, da, trebuie să fie făcut toate deciziile din punct de vedere de drept, că dacă vin un investitor, că în 3 luni are toate autorizația care are nevoie. La noi este așa. E, noi am făcut tot sistemul a interior administrație publică, că dacă vin un întreprinzător mare sau mic, nu are importanță, în 3 luni are toată autorizația care are nevoie și dacă există o problemă, a fost sarcina mele să adună toate diferite servicii pentru să cum putem rezolva acest problem din mod legal și din mod eficient. Acesta este administrația publică este mai bine este un serviciu public. Noi sunt administrația publică nu trebuie să domina economia, nu trebuie să fie la slujba economiei. Noi suntem plătit din impozite pentru a face un serviciu important pentru comunitate. E primul serviciu este că politicieni care primarii, președintele raionului, primar general din Chișinău, are o viziune ce va fi în 20 de ani aceste localitate. Și de această viziune depinde foarte mult lucru. De exemplu, această viziune că noi avem dezvoltat în Trier, am făcut un proces mare de noi, cuvinte specific este marketing orașului. Nu este marketing orașului, nu în sensul că facem publicitate. Nu, marketing este studiu. Este primul punct să știi exact care sunt punctele slabe și care sunt punctele tare, cât pot fi făcut, ce va fi produs în oraș, și după aceea este tema de comunicare și este tema de preț. Adică cum putem ajunge la o situație că pot fi finanțate, etc. etc. Da. În acest context, domnul Voculovski, ce perspective de implementare a noilor viziuni și atitudini institutul dumneavoastră preconizează? Traininguri, studiuri, diferite prezentări și mai departe. Ce aveți de realizat? Iată, datorită tot partenerilor noștri din Uniunea Europeană, Fundația Robert Schuman, Fundația Konrad Adenauer, noi în ultimii ani am reușit să facem o serie de traininguri, seminare, conferințe cu primarii, consilierii locali, raionali, cu funcționarii din cadrul raionilor. Și în cadrul acestor întruniri, atâta cât s-a putut, am prezentat tot ce înseamnă experiență occidentală. În special ne-am axat pe experiența germană și olandeză, pentru că sunt cele mai indicate țări din Uniunea Europeană să vorbească despre autonomie locală. Și bineînțeles că foarte mulți primari au însușit ceea ce au învățat la aceste întruniri. Unii dintre ei au atins timp de 4 ani rezultate marcabile, rezultate destul de bune dacă e să comparăm cum arăta satul atunci când el a devenit primar și cum arată satul acum, după 4 ani, la sfârșitul mandatului. Noi avem nevoie de discuții
foarte și foarte serioase la acest subiect. Guvernul trebuie, împreună cu administrația publică locală, să discute, inclusiv asistați de experți din Occident, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru problemele locale. Și cum spunea domnul Norbert Neuhaus, în Occident au fost de asemenea făcute anumite greșeli, dar ei deja le-au învățat și sunt destul de generoși să ne spună: nu, oameni buni, nu procedați așa pentru că este greșit, faceți așa. Noi trebuie doar să fim capabili să primim această experiență. Republica Moldova are mulți prieteni în Occident. Prezența domnului Norbert Neuhaus și în acest studio este o dovadă în acest sens. Trebuie doar ca noi să dorim. Trebuie să avem pace internă în Republica Moldova ca să fie posibil dialogul. Atâta timp cât noi nu putem dialoga în sensul stabilirii unor perspective de dezvoltare, nimeni nu o să vină din Occident să ne împace și să ne învețe cum să organizăm mai bine casa noastră comună, Republica Moldova. Foarte important în acest context este că bani din stat central nu este distribuit după criterii politice, este distribuit după criterii de dezvoltare regională. Că nu este faptul că primarul este de un alt partid de opoziție, nu de partid guvernamental, că acest sat suferă. Acesta este un scandal. Și este o catastrofă, la urma urmei, la nivel național. Aici, stimați telespectatori, acest subiect interesant, după părerea mea, cu părere de rău, vreau să consider că s-a epuizat, dar cred că în săptămâna viitoare vom face posibil ca de nou să vă aflați în studioul nostru, să vorbim despre aceste tendințe și despre aceste probleme care administrația publică locală le trece și de care are nevoie țara noastră. Vreau să mulțumesc domnului Vaculovski și domnul doctor Norbert Neuhaus pentru prezenta și schimbul de opinie la acest subiect. Vreau să vă zic o seară bună în continuare și pe curând. Aveți grijă de voi și apropiații voștri.